Părinte, e plină biserica de copii, așa cum ar trebui să fie în permanență. Da, este de fapt de 11 ani la acest festival școlar de colinde, care anul ăsta este transfrontalier, pentru că avem și câțiva copii români de la Sutiesca sau Sârcia din Serbia. În fiecare an, deci, sunt foarte mulți copii. Anul ăsta, după ce, cum știu eu, cred că sunt vreo 220 de copii care vor veni să colinde, fiind 11 grupuri de colindători prezenți astăzi în Reșița, din Timișoara, din Reșița, din Serbia, cum am spus. Asta este un lucru foarte bun, pentru că Școala Generală 7 a avut această idee și pentru că acolo sunt oameni inimoși și doamna Cristina Ardeleanu, care este coordonator de proiecte, și doamna Ileana Pomoja, directorul școlii, și care vor neapărat să ducă mai departe această tradiție a colindului românesc. Noi ne bucurăm și sunt convins că Dumnezeu ne va ajuta și în continuare să facem așa ceva, pentru că facem un lucru bun. Spuneți-ne, vă rog, câtă ediție? Astăzi are loc ediția 11-a Festivalului de Colinde Florile de Albe. Este o ediție specială pentru că avem invitați din Serbia și totodată o trupă de copilași din Timișoara. Pe lângă aceștia ne onorează cu prezența formații care au fost la noi în fiecare an. Mă refer la grupul coral Piticot din Oțelul Roșu, alături de care sunt mai multe grupuri vocale din Reșița. Da, merge? Da, da. Spuneți-ne de ce ați venit și pentru ce? Am venit să colindăm. Am venit aici, am venit din Serbia, din satul Sârcia. Am venit eu ca învățător și 4 copii. Spuneți-mi, se mai păstrează tradiția la dumneavoastră? Da, cum să nu. În 24 seara, la ajunul Crăciunului, după ce se face cina de ajun, copiii se duc ca să colinde prin sat. Obligatorii toți. Câți copii mai aveți la școala din sat care învață românește? Din clasele 1-4 am numai 3 elevi. Și clasele din 5-8? Nu există în limba română. Numai facultativ 2 ore pe săptămână au. Da. Cum vă numiți? Mă numesc Daniel Ursulescu. Ne merge câte ediția, domnule? Este a 11-a ediție a Festivalului de Colindă, organizat de Școala Gimnazială numărul 7, în colaborare cu Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sub coordonarea părintelui Berbendia. Anul acesta avem și un cor de colinde din Serbia. Am început un parteneriat și sperăm să îl continuăm. De asemenea, avem o școală din Timișoara și multe alte școli din Reșița. Au invitat la noi în biserică. Este a 11-a ediție a unui festival școlar care dobândește din ce în ce mai multă importanță și care de anul ăsta are și valențe transfrontaliere, pentru că sunt prezenți pe lângă copiii din Reșița, din Timișoara, și copiii care au venit din Serbia, din Voivodina, dintr-un sat în care încă mai sunt românii. Bucuria colindelor cred că este
imensă pentru fiecare dintre noi, pentru că de Crăciun îl primim pe Pruncul Sfânt și normal ar fi să ne bucurăm, să ne curățăm ieslea sufletului de paiele cele murdare și să punem paie curate pentru a-l primi pe cel ce, așa cum zice o cântare, a venit să se nască, să crească, să ne mântuiască. Tocmai de aceea vă dorim, noi care suntem împreună organizatorii cu Școala Generală numărul 7, vă spunem bine ați venit aici la Nele Biserică și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne mai țină sănătoși, să mai putem să ne întâlnim și altă dată. Pentru că într-o biserică se desfășoară asemenea acțiune, cred că ar fi bine să începem toți zicând rugăciunea Tatăl nostru, că toată lumea o știe. Tatăl nostru care ești în Împărăția ta, care se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă nouă astăzi și ia nouă păcatele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Important. Vă rugăm să veniți în ordinea în care deja este stabilit din programul din seara aceasta, iar noi promitem că o să vă ascultăm cu atenție și cei care nu cântă o să asculte pe cei care cântă, pentru că la rândul lor vor cânta. Și nu știu dacă cuiva îi convine aici, pe scena bisericii, niște copii să facă ceva frumos, iar noi ceilalți să vorbim în biserică. Vă mulțumim! Poftiți primul grup! Vom începe cu grupul vocal Pitipor al Școlii Gimnaziale numărul 1 din Oțelul Roșu, coordonator profesor Cristina Zaharia. Ei vor interpreta colindă după dat în colindă și aduc vâscul de noroc. Să-i aplaudăm! Tu vă dai
tot ce mai trebuie, și doamna directoare. Și ceva dulciuri acolo. Vedeți de cum împărțiți. De la noi primiți o iconiță mică, împărțiți între voi. Doamna învățătoare, vreau să vă spun că noi vă oferim un calendar și de asemenea un mapă în care aveți o diplomă specială din partea noastră, un pic, un calendar, și de asemenea un CD-ul pe care l-au înregistrat cei de la Patriarhia Română, de la Asociația Pelerinului Român. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și altă dată. Sărbători fericite tuturor! Crăciun fericit! Suntem încântați că am venit pentru a treia oară la acest festival și probabil colaborarea noastră va continua. Sărbători fericite! Lola Riba din Satiesca, Serbia, coordonator învățător Daniel Ursulescu. Eu ar vrea să vă spun despre acești copii pentru că noi avem o mare problemă în România. Marea noastră problemă este că uităm de ceilalți români. Ei sunt din localitatea Suchiesca sau pe românește Sărcia, care este la vreo 60 de km în nord de Vârșeț, încolo în sus, către Novi Sad. Un sat care, și o să-mi permit să spun acest lucru, până în 1945 era împărțit în două. Era Sărcia germană, cu biserică romano-catolică, cu tot, și era Sărcia română, cu biserică ortodoxă, cu tot ce trebuie. În 1945, după ce au pierdut războiul, nemții au fost aruncați de acolo și au fost aduși bosniaci de pe valea râului Suchiesca. De aceea, satul acum se numește Suchiesca. În școala din Suchiesca, școala care se numește Ivo Lola Ribar, sunt 60 de copii. În total. Asta însemnând și români și sârbi. Printre puținii români care mai sunt în școală acolo, sunt și acești copii. Și de la școala aceea vreau să vă spun că au fost elevi care au câștigat concursurile naționale de poezie în grai, de poezie dialectală. De la o școală în care mai sunt 4, 5, 7, 10 copii care învață în limba română. Tocmai de aceea noi am încercat să-i promovăm de mai multă vreme, fiind în relații strânse biserica noastră cu parohia Suchiesca, Sărcia, cred că de vreo 15 ani de zile. Să-i ascultăm cu atenție pe acești copii, pentru că ei vorbesc în limba mamei, dar nu cea oficială. Poftiți! Noaptea vine, cerul
cu urechile ciubite, iepurașul se grăbește. Păi de-o casă, columbale, cu ferestre luminate. Moșul s-a oprit din cale, toiagul foarte bate. Bună seara, bună seara, ia că vin cu sărioara și cu darul proaspete, bucuroși de oaspete. Bucuroși, bucuroși, strigă soasul de mântire. Moșule, de unde vii? Ia că vin din noastră moș, încărcat cu jucării. Noaptea rece și albastră, ies copiii la fereastră, să se uite cum coboară prin troianul uriaș, moș bătrântul iepuraș, încămat la sănioară. Mă,
dusul se reacă chiar aici, la dumneavoastră. Multă sănătate!